Datele statistice arată că în România cele mai frecvente decese din cauza cancerului vin de la sâni. Anual se descoperă 4.000 de noi cazuri de cancer mamar, iar 3.000 de femei mor din această cauză. Și dacă aceste cifre nu vă impresionează, mai aflați că asociațiile internaționale ale medicilor susțin că în următorii 20 de ani se va dubla numărul maladiilor canceroase. Româncele suntem mai expuse acestei boli din cauza nivelului de trai scăzut. Nu putem însă da vina pe lipsa de informare, pentru că avem acces la toate informațiile. Mai multe despre cancerul de sân au dorit să afle și membrele celui mai nou club din Reghin, femei independente, care s-au reunit aseară la un local din oraș. Un medic ginecolog le-a vorbit despre cancer și cum poate fi evitat, iar o colegă de club le-a povestit experiența ei de boală și cum a reușit să țină în frâu afecțiunea. Indiferent că au sau nu au vreo formațiune la nivelul sânilor, este extraordinar de important măcar o dată pe an să facă un consult medical complex care să cuprindă inclusiv examinarea sânilor. La care medic? Pot porni de la medicul de familie. Pot porni de la medicul de familie, după care pot ajunge la medicul ginecolog, la medicul chirurg. Odată cu apariția emisiunilor de propagandă în mass media, încep să devină puțin mai agitate și o perioadă de timp vin la consulturi. Însă în momentul în care aceste emisiuni dispar, deja imediat se relaxează toată lumea și are impresia că nu mai e nevoie de niciun consult. Și acum zicea și domnul doctor, e un parșiv. Nu știm când apare, nu are simptome care să ne dea de gândit și incidența deja e tot mai mare. Ce m-a determinat să aleg această temă e faptul că femeile sunt foarte puțin informate. Deși în media sunt destul de multe acțiuni pe tema cancerului la sân, cred că femeile au o reacție de respingere. Fiecare consideră, mie nu mi se poate întâmpla. Da, într-adevăr există, am auzit... Poate fi, dar nu mie. Eu știam foarte multe, m-am documentat, am citit foarte mult, dar astăzi când doctorul Feier ne-a prezentat această statistică, am devenit mult mai îngrijorată și mult mai responsabilă, atât față de mine, cât și față de toate femeile care sunt în colectivitatea care o conduc, de toate elevele pe care noi le pregătim ca viitoare asistente medicale. Este necesar să luăm foarte în serios această problemă. Degeaba ne ascundem după dege și să zicem că mie nu mi se poate întâmpla. Chiar mă interesează orice este legat de cancerul la sân. La doctor, de câte ori ați fost pe această temă? Am fost chiar acum o lună și ceva, deci am făcut o mamografie în august. Și înainte de asta, cred că de vreo 13 ani. Pot să zic că ne deschidem un pic mintea și sper să trecem de la teorie la practică. În primul rând, aceste informații sunt foarte utile pentru noi, membrele acestui club, și putem răspândi aceste informații benefice pentru toate femeile din acest oraș. Impresionată am fost și de povestea colegei noastre care a trecut printr-o experiență tristă, însă puterea dânsei de a trece peste această boală ne face să privim cu totul altfel, nu cu teamă, ci cu dorința de a preveni. Aceasta a fost cea de-a doua întâlnire a femeilor independente din Reghin după ce clubul a luat ființă luna trecută. În programul viitor al organizației figurează și alte teme de discuție și preocupări ale acestor femei cu stare din oraș pentru a se implica mai mult în viața comunității locale.